Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. Așa cum v-am obișnuit, săptămâna trecută am vorbit despre Twitter și Elon Musk, care a precizat faptul că în 6 săptămâni va face public noul CEO. În acest material vom discuta despre ce s-a întâmplat în această piață care este încă la început, iar, după cum putem observa, în fiecare zi suntem luați prin surprindere de știri pozitive, știri negative, FAD, dar hai să începem să vorbim despre subiectele din această săptămână. Ne vom uita peste cine este Linda Iocarino, colecția de NFT-uri de la Donald Trump, dacă Bitcoin este mai sigur decât dolarul american, ne vom uita la Tether, care dorește să cumpere Bitcoin, CEO-ul Ripple spune că mai multe companii cripto ar putea părăsi Statele Unite din cauza regulilor, ne vom uita la regulile privind piețele cripto din Europa, respectiv MiCA, ne uităm cât de safe este să mai depunem cripto pe Ledger, și ne uităm și la portofele Bitcoin, cu mai mult de un Bitcoin în wallet care au ajuns la 1 milion pentru prima oară, și ne uităm la candidatul la președinție din Statele Unite, Robert Kennedy Jr., care susține Bitcoin. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Haideți să începem cu prima știre. Elon Musk a numit-o vineri pe directoarea media de multă vreme, Linda Iocarino, ca noul CEO al Twitter, la câteva luni după ce a promis că se va retrage din acest rol. Sunt încântat să-i urez bun venit Linda Iocarino ca noul CEO al Twitter, a scris Musk într-un tweet vineri pe Twitter. El a spus că ea se va concentra în primul rând pe operațiunile de afaceri în timp ce eu pe designul de produs și pe noi tehnologii. În calitate de CEO, Iocarino se va confrunta cu o listă lungă de provocări care s-au adunat sub proprietatea lui Musk, inclusiv exod de agenții de publicitate, întrerupere ale serviciilor, control de reglementare și o listă tot mai mare de rivali. Modificările și declarațiile controversate ale politicii lui Musk i-au înstrăinat și pe unii utilizatori de mult timp de Twitter. Musk se retrage din funcția de CEO, probabil că va păstra în continuare un control semnificativ asupra direcției viitoare a companiei. Musk a declarat anterior că va fi președinte executiv al companiei și CTO, precum și proprietarul platformei. Dar cine este Linda Iocarino? Iocarino este la NBC Universal de mai bine de 11 ani, revenind la compania unde a început ca stagiară la facultate. Înainte de aceasta a fost vicepreședinte executiv și CEO al vânzărilor, marketingului și achizițiilor de publicitate la Turner Broadcasting, care includea CNN la vremea respectivă. La NBC Universal, ea supraveghea o echipă de 2000 de membri. Echipa de vânzări de reclame a generat 100 de miliarde de dolari în vânzări de reclame de când aceasta s-a alăturat în 2011 și a încheiat parteneriate cu multe companii noi media, inclusiv Twitter, Apple News, BuzzFeed, Snapchat și YouTube. Acum rămâne de văzut ce se va schimba la Twitter, care vor fi noile modificări, termeni și condiții de utilizare a serviciului. Un nou sondaj spune că Bitcoin este mai sigur decât dolarul american. În episodul din săptămâna trecută din The Market Report, expertul rezident al Cointelegraph discută dacă Bitcoin este mai sigur decât dolarul american. Primul articol de știri abordat discută un sondaj Bloomberg Market care arată Bitcoin ca un activ de top în cazul unei datorii SUA. Pentru Pacman, nu este surprinzător faptul că Bitcoin depășește monedele fiat în alegerile investitorilor, având în vedere că băncile centrale din zona euro, Japonia, Canada, Anglia și Elveția și-au impulsionat programele de împrumut de la Rezerva Federală a Statelor Unite în martie 2023. Expirarea opțiunilor Bitcoin de săptămâna trecută se pare că nu a jucat un rol decisiv în prețul Bitcoin, acesta rămânând în același range. Prețul Bitcoin și-a pierdut avântul după ruptură eșuată a rezistenței de 27.500 de dolari pe 15 mai, punând urși într-o poziție mai bună pentru expirarea din 19 mai. Fluxul de știri de reglementare a jucat probabil un rol cheie în reducerea apetitului pentru risc al investitorilor, deoarece guvernele caută mai mult control asupra acestui sector. Bitcoin ar putea atinge un minim pe termen scurt. Urșii Bitcoin vor încerca să profite de mediul de reglementare negativ și de incertitudinea cauzată de riscul ca trezoreria SUA să rămână fără fonduri, pe măsură ce plafonul datoriei se apropie. Un astfel de scenariu pesimist
explică parțial de ce unii comercianți de Bitcoin au decis să reducă expunerea în ultimele două săptămâni. Rămâne de văzut cum o să închidă Bitcoin sfârșitul de lună. O știre bună vine din partea lui Tether. Tether cumpără Bitcoin cu o parte din profitul net pentru a susține stablecoin-ul USDT. Tether a spus că va investi 15% din profitul său net în Bitcoin pentru a diversifica rezervele care îi susțin tokenul USDT, care își propune să continue să se mențină la 1-1 față de dolarul american. Acest lucru s-a ridicat la aproximativ 222 de milioane de dolari pe baza ultimului raport de atestare a companiei, care spune că compania generează profit net de 1,48 de miliarde de dolari. Ca idee, aceștia au generat un profit mai mare decât BlackRock, care este cea mai mare instituție de investiții din lume. USDT este cea mai mare monedă stabilă de pe piață, cu o ofertă circulantă de peste 82,8 miliarde de dolari, potrivit datelor din CoinGecko. Gigantul criptomonedei Tether a declarat miercuri că va cumpăra Bitcoin în valoare de sute de milioane de dolari pentru a susține cea mai mare monedă stabilă din lume, iar acesta s-a ridicat la aproximativ 222 de milioane de dolari, așa cum am menționat mai devreme. Un purtător de cuvânt al Tether a clarificat că Bitcoinul pe care îl achiziționează a reprezentat doar o mică parte din profitul net total, cea mai mare parte a venitului în exces fiind cheltuită pentru gestionarea afacerilor, inclusiv comisioanele bancare. Scopul este de a menține valoarea portofoliului Bitcoin cu mult sub dimensiunea rezervelor lor actuale în exces, care reprezentau 2,48 miliarde de dolari la sfârșitul trimestrului 1 din 2023, în timp ce deținerile de Bitcoin au reprezentat 1,5 miliarde, a menționat un purtător de cuvânt al Tether. USDT concurează cu USDC Coin de la Circle și BUSD de la Binance. O altă știre vine din partea Ripple. CEO-ul Ripple spune că mai multe companii cripto ar putea părăsi Statele Unite din cauza regulilor confuze. Mai multe firme cripto ar putea părăsi Statele Unite pentru jurisdicții mai progresiste cum ar fi Europa, dacă autoritățile de reglementare continuă să le reprime, a declarat CEO-ul Ripple Brad Kerlinghaus într-un interviu exclusiv CNBC. Firma de servicii blockchain din Statele Unite a achiziționat miercuri un startup cripto elvețian care va ajuta firma să-și extindă operațiunile în străinătate. Europa chiar a oferit leadership și țări precum Emiratele Arabe Unite, chiar și Marea Britanie și Singapore oferă claritate cu privire la modul în care vor reglementa aceste active digitale, a spus CEO-ul Ripple. Ripple se luptă cu un proces din partea Comisiei pentru Valori Imobiliare și Burse din SUA, iar SEC a acuzat Ripple și cofondatorul companiei, Chris Larsen, că au încălcat legile privind valorile mobiliare prin vânzarea XRP fără a-l înregistra mai întâi la SEC. XRP este criptomoneda nativă din rețeaua Ripple. Săptămâna trecută am avut vești bune din Europa. Miniștrii de finanțe din UE aprobă reglementarea cripto MiCA. Miniștrii de finanțe a Uniunii Europene votează în unanimitate adoptarea regulamentului blocului privind piețele criptoactivelor. Consiliul Afacerilor Economice și Financiare al Uniunii Europene, care cuprinde miniștrii de finanțe din toate statele membre, au dat undă verde așteptatului regulament MiCA. După un vot din 16 mai, miniștrii de finanțe din 27 de state membre au votat în favoarea proiectului de lege MiCA și a modificărilor mai multor reglementări și directive referitoare la noua legislație. Încă două acte legislative, inclusiv reglementări privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și anumite criptoactive, au fost de asemenea adoptate de Parlamentul European odată cu adoptarea de către MiCA. Dar despre tot ce înseamnă această reglementare, vă invit să vizionați clipul postat de mine săptămâna trecută despre acest subiect, unde am detaliat pe larg MiCA. Nu uitați de like, subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. La fel și pentru videoclipul de astăzi, dacă vă este de folos. Nu uitați ca întotdeauna recomandarea mea de a utiliza un VPN în momentul în care navigați pe internet. Dacă doriți ca nimeni să nu știe de unde accesați un anumit site, aveți nevoie de un VPN. Costul este unul insignifiabil, undeva la 3 de euro pe lună și dacă îl accesați cu linkul din descriere, aveți și o reducere suplimentară. Subiectul hot de săptămâna trecută a fost peste tot Ledger. Se pare că aceștia au avut întotdeauna posibilitatea accesării frazelor de recuperare de pe device-urile noastre. Cel puțin, asta s-a înțeles până la un moment dat în spațiul social media. Săptămâna trecută aceștia au anunțat că vor să facă un update opțional pentru deținătorii de Ledger Nano S, respectiv Nano X, care constă într-un abonament de 10 euro pe lună sau 10 dolari,
pentru a stoca în siguranță cheia publică și privată în cazul pierderii acestora. Ei spun în schimb că putem folosi Ledgerul ca și până acum, fără nicio problemă și doar dacă suntem abonați la cea opțiune Recover de $10 și doar atunci putem recupera cuvintele de la partenerii care stochează acele cuvinte. Actualizarea opt-in disponibilă pentru modelele Nano X permite proprietarilor de Ledger să utilizeze un serviciu numit Ledger Recover și să-și partajeze fraza de bază cu un set de custozi de încredere și anume Ledger, CoinCover și EscrowTech. Ei vor stoca copiile de rezervă criptate ale utilizatorilor pentru o taxă lunară. Ledger continuă să apere sistemul de recuperare și spune că este întotdeauna tehnic posibil extragerea cheilor utilizatorilor. Tehnic vorbind, este și a fost întotdeauna posibil să se scrie firmware care facilitează extragerea cheilor. Ai avut întotdeauna încredere în Ledger că nu va implementa un astfel de firmware, indiferent dacă l-ai știut sau nu. A menționat Ledger pe un tweet care acum este șters. Saga Ledger se pare că încă continuă și nu este foarte clar dacă această actualizare este sau nu în vigoare sau dacă va rămâne ca opțiune pentru cei care doresc. Cert este că Ledger a pierdut destul de mult din încredere și vor avea nevoie de ceva timp pentru a o recâștiga. Și dacă tot suntem în această notă, hackerurile și exploatările continuă să aibă loc în industria cripto. De fapt, acestea au crescut într-un ritm alarmant. Volumul tranzacțiilor ilicite a crescut la 20 de miliarde de dolari în 2022. Aceasta a marcat o creștere de 40% față de 2021. De fapt, așa cum a raportat Watched Guru, saltul a fost atribuit creșterii tranzacțiilor cripto care implică companii vizate de sancțiunile Statelor Unite. Un oficial al Departamentului de Justiție al Statelor Unite a subliniat recent că amploarea criminalității cripto a crescut semnificativ în ultimii 4 ani. Drept urmare, agenția caută să reprime comportamentul ilicit care implică platformele digitale. Eun Yong Choi, directorul național Cryptocurrency Enforcement Team din Departamentul de Justiție al SUA, a dezvăluit recent că agenția vizează schimburile de criptomonede. Mai exact, este vorba despre companiile care comit ele însele infracțiuni sau le permit să se întâmple. Și haideți să ne uităm și la câteva știri mai bune. Vești grozave din lumea cripto. Portofele Bitcoin cu mai mult de un Bitcoin în wallet au ajuns la peste 1 milion pentru prima dată. O etapă importantă a fost atinsă pe 13 mai. Portofele Bitcoin cu mai mult de un Bitcoin au depășit pragul de 1 milion de unități, demonstrând un interes din ce în ce mai mare în industrie, în ciuda incertitudinii privind prețul pentru criptomoneda lider de piață. De la începutul lunii februarie 2022, când prețul Bitcoin era de aproximativ 40.000 de dolari, au fost adăugate aproximativ 190.000 de altcoiners, pe măsură ce cripto și-a continuat faza de distribuție după raliul din anul precedent. Se pare că multe persoane acum profită de reducerile de pe piețe pentru a adăuga satoshi în portofelele lor. În acest scop, Negen Tropic, cofondatorul firmei de analiză on-chain Glassnode, de la care am extrapolat date legate de această știre, a declarat pe Twitter că cel mai bun moment pentru a cumpăra Bitcoin este atunci când este sânge pe străzi. Pe același principiu merg și eu. Atunci când îți este frică să cumperi, când toți îți spun că moneda X sau proiectul X ajunge la zero, alocă-ți o parte din portofoliul tău și investește 1, 2, 3% în acel proiect care sângerează. Pentru că dacă tu crezi și cunoști echipa și ce au de gând să facă și ai studiat, mai mult ca sigur vei face profit. Să vă dau un exemplu. Când Solana a ajuns la 8-9 dolari, eu, împreună cu câțiva membri din comunitatea Mr. Crypto, am luat decizia de a cumpăra Solana. Iar apoi a marcat profit deoarece în mai puțin de o săptămână s-a dublat și ulterior a depășit 23 de dolari. În acest fel, am recuperat investiția plus ceva profit și în același timp am rămas și cu niște monede în wallet care s-ar putea ca în bull să fie valoroase. Eu nu vă spun ce să faceți, vă împărtășesc doar din experiența mea plus și greșelile în momentul în care le fac. Revenind la știrea precedentă legată de Bitcoin, se estimează că aproximativ 3 milioane de Bitcoin sau aproximativ 17% din oferta circulantă este irecuperabilă. Acestea includ portofele cu chei private pierdute și portofele mari care au fost inactive de mai bine de un deceniu. Adevărata aprovizionare sau cea înțeleasă ca fiind efectiv disponibilă, excluzând schimburile, se ridică la puțin peste 16 milioane de monede, dintre care 1,63 de milioane nu au fost încă emise pe blockchain. Rețeaua Bitcoin este din ce în ce mai puternică și este din ce în ce mai adoptată de persoane fizice și instituții publice. În cele din urmă,
În timp ce deținătorii cu mai mult de un bitcoin în bilanț au atins numărul rotund de 1 milion, adresele mai mici cu mai mult de 0,1 bitcoin, precum și cele cu mai mult de 0,001 bitcoin, cresc de asemenea din ce în ce mai mult. Toate acestea alimentează șansele de adoptare masă pentru bitcoin și rețeaua sa, care se îmbunătățește din toate punctele de vedere, chiar dacă condițiile speculative ale pieței par să se miște uneori negativ. O altă știre vine tot din Statele Unite. Robert Kennedy Jr. și-a făcut prima apariție publică ca și candidat la președinție la conferința Bitcoin Miami 2023, împărtășind propriile sale experiențe cu Bitcoin și avertizând despre modul în care tehnologia permite totalitarismul guvernamental în întreaga lume și descriind modul în care ar proteja drepturile utilizatorilor de Bitcoin. Citatul acestuia este următorul. În calitate de președinte, mă voi asigura că dreptul tău de a deține și de a folosi Bitcoin este inviolabil, a spus Kennedy. Sunt un apărător înfocat și un apărător pe viață a libertăților civile, iar Bitcoin este atât un exercițiu cât și o garanție a acestor libertăți. Kennedy a spus mulțimii că a fost inspirat pentru prima dată de Bitcoin ca tehnologie de libertate critică, după ce a aflat despre modul în care a fost folosit pentru a ocoli restricțiile financiare în timpul protestelor camionagiilor canadieni de anul trecut. Kennedy și-a exprimat public sprijinul pentru Bitcoin din mai 2023, recunoscând separarea acestuia de alte criptomonede și indicând că legiuitorii ar trebui să susțină dezvoltarea acestuia mai degrabă decât să o împiedice, la fel ca în cazul reglementărilor precum taxa propusă de administrația Biden pe energia utilizată de mineri. Acestea sunt vorbele domnului Kennedy, dar până acolo mai este foarte mult, iar pe noi ne interesează ce face piața în momentul de față, deoarece peste 10 ani bănuim cu toții că Bitcoin nu va mai fi 50.000 de dolari. Dar asta rămâne de văzut. Și dacă tot discutăm de candidații la președinție în Statele Unite, haideți să vă dau un pont, sau mai bine zis ceva la care să vă gândiți. Pe OpenSea găsim o colecție de carduri a lui Donald Trump, se numește Trump Digital Trading Cards. Așa cum vedem dacă ne uităm pe OpenSea, vedem că unele carduri s-au vândut la un moment dat cu 37 de eteri, 4 eteri, 20 de eteri, 20 de eteri altă vânzare, 19 eteri și alte prețuri de acest gen. În momentul de față, prețul pentru un astfel de card este 0,14 eteri. Nu știm și nu avem nicio certitudine că această colecție se va întoarce la prețuri de acest gen, iar cardurile pe care le vedeți aici cu cele mai mari vânzări sunt niște carduri speciale. Cele tradiționale s-au vândut undeva la un ether, la 0,5-0,6 ether, deci la un preț mai mare decât îl avem în momentul de față. Colecția de NFT cu Donald Trump se pare că a explodat în momentul când acesta a fost implicat în mai multe scandaluri, dar și când au fost știri pozitive. Ceea ce vă prezint aici nu este un sfat financiar, sub nicio formă nu este un sfat de achiziție, este pur și simplu alegerea fiecăruia de a investi, de a face speculă cu aceste NFT-uri. De ce vă spun asta? Păi să nu uităm că anul viitor, în 2024, vor fi alegerile și personal văd o evoluție pozitivă a prețului, atât dacă va câștiga, cât și dacă va pierde domnul Trump. Bineînțeles că nu am cum să fiu sigur de acest aspect, dar personal prefer să dețin în portofoliu câteva din aceste NFT-uri și să le speculez la momentul potrivit. Până acum am urmărit destul de des colecția și am văzut un floor price și un suport în jurul prețului de 0,1 ether. Cel puțin acolo a fost ultima mea achiziție. Dacă decideți să achiziționați sau nu, este strict decizia voastră, eu sunt pregătit să le păstrez până cel puțin la momentul alegerilor din Statele Unite, adică la anul în 2024. Ultima știre vine din România. Binance și Federația Tehnologiilor Emergente vor să intre în cartea recordurilor cu vânzarea a 10.000 de pizza în 12 ore. Anul acesta, Federația Tehnologiilor Emergente convoacă comunitățile cripto și nu numai să facă parte din echipa națională de Bitcoin a României, și să sărbătorească pentru prima dată Biza Day. Membrii ai comunității cripto din România se pot alătura inițiativei prin participarea la evenimentul organizat la The Vintage din București. În cadrul evenimentului, participanții pot alege să cumpere pizza sau să doneze către activități caritabile precum cele ale Fundației Metropolis de ajutorarea copiilor. Timp de 12 ore, începând cu ora locală 12, atât comunitatea cripto cât și alte comunități importante din alte domenii vor beneficia de workshop-uri educaționale și vor putea contribui la atingerea recordului de a cumpăra cel mai mare număr de pizza, respectiv 10.000, în schimbul unui Bitcoin într-un singur eveniment care are un scop caritabil. Deci, dacă sunteți în zonă,
Vă invit să participați la acest eveniment și de ce nu să reveniți în comunitatea Mr. Crypto pe Telegram să ne spuneți cum a fost. Găsiți linkurile atât pentru comunitatea de Telegram, cât și pentru Twitter în descriere. Vă mulțumesc și vă aștept la următorul videoclip. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook. Găsiți linkurile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.